Elevele lui Constantin Ștefan au alergat după egalare aproape tot meciul. După 12 la 13 la pauză, Unirea a revenit și cu 3 minute înainte de final avea un avantaj de 3 goluri, 25 la 22. HCM a revenit spectaculos, a marcat de 3 ori consecutiv și a avut șansa victoriei la ultimul atac. Partida s-a încheiat cu 25 la 25 și echipa vâlceană rămâne pe poziția 6 a clasamentului. Poate că un plus de maturitate în tratarea anumitor faze, dacă vreți ultima fază din repriza întâia și chiar ultima fază din repriza a doua, ne-au prejudiciat de un rezultat pe care cred că l-am fi meritat. Da, așa e jocul, câteodată un pic nedrept, câteodată te mai și avantajează. Un egal echitabil, am alergat 60 de minute după echipa din Slobozia. Ba din contră, am mai avut la final 6 secunde să putem să și câștigăm. Dar eu zic că pentru frumusețea jocului și pentru publicul care a fost în sală, și dacă suntem fair play, consider că rezultatul este echitabil. În etapa următoare, HM Râmnicu Vâlcea se deplasează la Ploiești, unde va juca împotriva formației locale aflate pe ultima poziție a clasamentului.